Sistemul a dat rateuri încă de ieri. Aplicația cu ajutorul căreia se înregistrează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă a cedat, iar autoritățile au încercat să se conecteze la un alt server. Pentru a nu prelungi așteptarea, maramureșenii veniți pentru vizele de șomaj au fost trimiși acasă, urmând să fie rechemați săptămâna viitoare. Oamenii au primit asigurări că nu își vor pierde nici drepturile, nici banii. Sunt persoane cu dosare din muncă? Da. Am fost două persoane, ok, rămâne și dumneavoastră, câte sunt? Da. Una, două, trei, ok, o să vă luăm printre aceste persoane și dumneavoastră, ok. Spune-te. Cei care au vize, da. Cei care au vize, vă rog să veniți săptămâna viitoare, nu este nicio problemă, nu este, nu va fi absolut nicio problemă, nu cerem scuze că s-a așteptat până acum. În oricare din zile când puteți dumneavoastră vă așteptăm. Deci nu vor fi nicio problemă, nicio suspendare, nicio chiar nu este nicio problemă. Avem pe doamna Coada s-a format încă de la primele ore ale dimineții. Tinerii și bătrânii au așteptat în fața ușii cu dosarele în mână și tot de atunci cei de la AJOFM au lucrat pentru conectarea la alt server în vederea soluționării acestora. Cei veniți din alte localități și-au pierdut repede răbdarea. Ca sistemul. Și de la ce oră stați? De la 7. 8, ceva. Și pentru ce stați? Pentru viză, la șomaș. Păi ne-au spus de ieri, că de ieri de pe la 11 bloca sistemul și no, nici atunci nu l-au remediat și acum no, așteptăm încă. Crezi că asta o să-ți rezolv problemele aici? Poate mai încolo, pe la 12, gen, cam așa, la câte lume îi mă gândesc până luăm și noi bilet, apoi până ăsta mi-are tare greu și înăuntru. No. Ce ar trebui să faci aici? Aici, acum... Pentru ce stai? A, pentru șomaj, pentru dosarul de șomaj. Sperăm că nu suntem de aici și nu ni se mai merită să ne facem șomaj dacă tot venim așa cu drumul. De unde ești? Suntem din Cafnic. Și drumul e foarte rău la Cafnic și... Nu. Dacă nu se remediază astăzi, trebuie să vedem mâine. În încercarea de a remedia cât mai repede problema, șefii și-au chemat și angajații din concediu și programul cu publicul a fost prelungit. Ieri, în jurul orei amiezii, la ora 12, ne-a creat probleme sistemul, aplicația Sintec, în care se înregistrează persoanele în căutarea unui loc de muncă și în care operăm înregistrarea dosarelor pentru a acorda indemnizația de șomaj. Sistemul se pare că ne-a creat probleme, în punctele de lucru a funcționat. Singurul punct de lucru unde nu a funcționat a fost doar la sediul agenției. Am luat măsuri, am anunțat instituțiile abilitate pentru remedierea situației, inclusiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Se pare, am apelat la specialiști, s-a lucrat până spre seară la serverul nostru, se pare că serverul ne creează probleme. Motiv pentru care am luat o măsură de moment. În momentul acesta se lucrează la conectarea pe un alt server pentru a putea soluționa dosarele care au rămas și ieri nesoluționate. Am apelat la înțelegerea persoanelor care au fost ieri aici și astăzi nu vom pleca de aici până când nu vom soluționa toate dosarele. Autoritățile au arătat că vor rămâne până târziu în noapte dacă situația o va impune pentru ca toate dosarele maramureșenilor să fie soluționate.